Aleșii locali sighetenii au aprobat la ultima ședință de Consiliu Local criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Cu această ocazie, viceprimarul municipiului Sighetu Marmației a reamintit faptul că aceste criterii nu sunt stabilite de Consiliul Local. Sunt foarte multe persoane care depun cereri fie pe ANR, fie pe locuințe sociale. Și este foarte bine să cunoască faptul că asupra și de acestor criterii nu intervine Consiliul Local. Este o precizare importantă, adică nu noi, Consiliul Local, am stabilit aceste criterii. Ele sunt stabilite prin efectul legii, așa a stabilit legiuitorul, de fapt, și aceste locuințe, ANR-urile, sunt construite nu din fondurile noastre ale autorității locale, criteriile sunt stabilite prin lege, practic, luăm parte de aceste criterii. Și este bine pentru cei care trebuie și să solicităm vreau să cunoască acest lucru, că nu consilierii sunt cei care stabilesc punctaj, criterii pentru atribuirea locuințelor ANR sau sociale. Inevitabil s-a ajuns și la subiectul locuințelor sociale din zona Fux, care încă nu pot fi date în folosință oamenilor, chiar dacă primăria alocă bani în fiecare an pentru finalizarea acestui proiect. Cât să vorbește Fuxul ăsta? Chiar vorbim. Deci, ce vreau să fie la sociale? Cine întreba să acum? Pe toți, nu știu ce. Pe teatru. Da. Să ai tot aștept să văd Fuxul ăsta să vorbește, dar totul să văd ce e primula. Sper ca în acest an chiar să transporteze executivul și primarul, city manager, viceprimar, cei mai șanți, să ia primarul în bolovată și să înceapă să facă.